CS16 în 2021. Oare se va joacă lumea așa ceva? Ei bine, surprinzător, da. Așa că hai să băgăm un gameplay cu 1.6 clasic și dacă vreți să mai fac clipuri cu 1.6, o să iau la rând fiecare mod de joc. Astăzi jucăm clasic, data viitoare, mâine, poimine, jucăm zombie, mod CSGO și tot așa. Hai să vedem dacă știu să mai joc clasic, dar bine că am ratat aici timpul să cumpăr. Aia e, prima rundă o să joc cu pistolul. Bă, faza e că 1.6 mă joc destul de des, dar mă joc pe serverul ăla al meu, care e mod CSGO, așa clasic nu prea m-au jucat de mult. N-am nici armă, n-am apucat să-mi cumpăr că am vrut să fac prezentarea, așa că, da, Dumnezeu cu mine. Poate apuc și o armă de pe jos, nu de alta. Mersi de armă? Hai, Gogule, pune bomba aia. Ha, ce m-a rupt ăsta! Bun, F1 să ne cumpărăm și noi ceva și hai să-i batem pe ăștia. Dăm direct Rush B pentru că... Mersi, frate, de bombă, mersi, mai trebuie să car și o povară cu mine. Măcar cu ghiozdanul ăla în spate, nu-i de ajuns că am mers 12 ani la școală. Bă, ce m-am speriat de-al meu! Încerca asta să dea cu AVP-ul prin ușă, bravo! Opa! Ia la cu AVP-ul așa că merg pe aici. Tarme cum mai așteaptă unul în B, văd că și ăsta a mort. Hai să am grijă, sper să n-ai AVP acolo. Ia, e careva? Alo? Nu e, bun. Spune-mi bomba. Am avut aici. Mai e unul! Hai că m-a luat ăla tot din spate. Erau doi ani, că era doar unul. Aie, runda următoare o câștigăm. Aveți cuvântul meu. Hai că nu o să mai merg pe B, că văd că nu-i prea bine. Ia că mi-au și eu puțin armurică și cumpă... A, dar n-am bani de AVP. Hai, dăm tot un AK. Stai așa, virgulă. Dăm și niște gloanțe. O să încerc să merg pe short. Poate nu stă la pândă vreunul pe acolo cu AVP-ul. A, la dilip al meu. Opa! Mor, mă! Așa, mă aud dacă tare culo au armele așa pe modul clasic. N-aș uita ce reculau armele pe aici. E acolo ăla. A, al meu a tras cu AVP, am înțeles. Sper să nu fie vreun de-asta, vreun... CT-ul pe aici. Da. Ăsta e AFK. Așa. Ok. Sper să nu stea ăștia pe Discord acum să facă blat, să facă complot împotriva mea. Așa se câștigă o rundă. Nu mi-am ieșit din mână. Hai tot pe șor că văd că acolo este treaba ca lumea. Bă, în principal e la fel ca și pe Go, ca și pe Source. Să te joci 1.6 că e același joc doar un pic modificat la recul și la arme. Bine, dacă e să vorbim de Go, vorbim și de anticitul ăla vai de capul lui. Dar asta e altceva, altă parte. Iarăși ăla AFK acolo, îl iau eu mereu. Hai că bine că am parașut asta. Să nu rup picioarele. Undeva dă cu polarul și nu știu de unde. Cred că e pe deasupra pe acolo. Poate îi dau o lamă. Aoleu! Ce a apărut ăsta? Sigur nu joacă la sunet ăsta. Opa! Nu, futuți! Am zis că dau lamă, dar a sărit și el. Hai să încercăm și noi cu AVP-ul să văd cum o dăm. Fac niște gloanțe. Hai să-mi iau și armură. Eu niciodată nu cumpăr armura și grenadele cu gesapăs B7, B8, nu-mi place mie. Într-adevăr, față sistemul ăsta vechi, cel după Go e mișto că e așa rotund când îți cumperi armele. E mai eficient, e mai fiabil. Ok. Pus acolo, nu e. Ia să dăm un reload. Dă, mă. Așa. Dar e fain că nici nu ți arată că i-ai dat damage. Și eu nu văd acolo în dreapta jos când dă bani. Nu de alta, dar am și microfonul în fața mea și nu văd el. N-am putut să-l pun și eu mai într-o parte. Sper să mă aud bine totuși, să nu ții prea tare în el. Hai că mai jucăm bordo cu acau și după trecem la CT să vedem ce ieși pe acolo. Ok, bine că te-ai dat de gol. Oleu cât sus. Da, mai bine nu mergeam pe acolo. Hai da și la CT, F1 direct. Pune în silencer deși așa arată urât. La un moment dat i-am arătat cuiva 1.6-le, l-am instalat eu și întreba: bă, de ce când apăs click dreapta își pune pe armă o țavă?
Hai să folosim nițel AUG-ul, pac, 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 niște gloanțe și mai am puțin bani să mai iau niște armură. Băi, era mișto că inventau pe 1.6 să poți să-ți vinzi arma ca pe Valorant în caz că nu-ți place ce armă ți-ai luat. Sau chiar și ca pe LOL, de-ți dă jumate din banii înapoi, dar măcar poți să-ți vinzi itemul după ce l-ai folosit. E de bună și asta. Văd că nu mă lasă să dau rush, dar nu-i problemă, nu-i lasă intre. Nu pot să mă... Voi nu mă vreți, eu vă vreau. Hai încoace. Haideți, mă, hai la băiatul. Hai. Hai la neneove să vă dau aici niște gloanțe cam pentru toți. Ia uite-l, ia uite-l, mă. E tare, joacă cu P90 pinguinul ăsta. Scuze dacă o să înceapă lumea să scrie pe acolo că sunt hacker sau ceva de genul. Pardon, codat, că am coade. Așa se zicea pe vremea mea când cu toții copilăream cu 1.6, că doar atâta ne mergea pe calculatoare. Și doar asta era multiplayer, mă rog, cine avea internet. Să fie oare AFK ultimul? Nu, văd că l-am pușcat pe unul, deci nu e AFK. N-are nici lanternă serverul ăsta. Ce dracu mă joci 1.6 fără lanternă? Asta e farme cu 1.6 lui față de GO, care are lanternă. Aha. Aha. Ce faci mă acolo? A? Ce faci? Hai să-i pun și un spray. Așa, lambda. Bun, să-mi iau și o armură mai bună. Hai să iau și o grenadă. Vedeți cum arătau grenadele pe atunci. Că într-adevăr, 1.6 clasic nu cred că am ajutat de mult. Restricționat, smoke-ul serios, aia. Dăm cu asta. Bă, sunt unele servere de 1.6 care au moduri mișto de flash-uri. Da, eu mă uitat la grenadă și mă împușcă asta, mersi. Ne vedem în runda următoare. Ok, hai că mai repet toată figura. Hai să iau și niște flash-uri, dar nu mai am bandă flash-uri, frumos. Ce drept e o leacă mai costisitor, ca să zic așa, în banii jocului. 1.6-le față de celelalte, pentru că, na, costă și gloanțele. Pe acolo au băgat antiraș, o fi antiraș și pe partea asta la tăpa, că dacă e așa e urât. Ia să vedem. Nu pot da ra și pa. Nu pot, bă! Aoleu! L-am luat cu grenada. Hai că-s bun. Oftimă că nu i-am dat la o lamă de aia blană așa. Când era cu AVP-ul aici pe short. Deci e clar. Pa, nu-i nimeni. Ăștia s-au dus pe B. A, s-au dus dracu de fapt. Ia să mai încercăm și cu M4 totuși. Cine vrea UG să-l ia de acolo. Dar mai bine să scot ăsta. N-am luat grenadă. Și am ieșit și din bază. Aoleu, ce mi-a dat-o cu AVP-ul. Și o ultimă încercare cu M4-ul. Dacă mă împușcă, se încheie episodul. Mă, ce mă împinge căcatul ăsta înapoi. Hai mă lași să trec. Gat, mersi. Hai că bine, am luat runda. Da, joc până... Ar fi de să fac episoade în care joc până mor. Când mor, se încheie episodul. N-am trecut pe... N-am trecut... Hai că aproape sunt pe primul loc. E bine, mă, dar e cocostârlă la ei. Eh, vedem noi ce ieși. Să am grijă că ies ăștia cu... N-am și eu vreo grenadă. Și cum ziceam, când mor se încheie episodul. Dacă vreți să vă fac o serie de clipuri cu mai joacă lumea CS 1.6 în 2021 și să joc fiecare mod la rând, să lăsați un like și un comentariu și un subscribe dacă sunteți noi pe aici. Ciao les!